Cei care s-au născut în zodia săgetătorului vor avea între 7 și 8 decembrie dimineața momente bune din punct de vedere energetic. Vor dori să facă mișcare, să facă sport, să se afirme, să fie în mijlocul mulțimii, să meargă la plimbare, să plece pe stadion, să facă sport, să se înscrie la tot felul de concursuri să participe la spectacole, dar nu unele foarte complicate și elevate, adică nu neapărat să se ducă la filarmonică să asculte uh, Brahms, ci să asculte muzică ușoară, muzică populară, muzică de dans, muzică interpretată de o orchestră sau de un uh, cântăreț preferat. O distracție care să presupună vitalitate și să le permită să-și consume acest plus de energie destul de multă patimă și înflăcărare în relațiile afective, dar de aici și exces de zel și destul de multă lipsă de măsură din prea multe intenții bune pot la un moment dat să deranjeze, să supere sau să enerveze. Între 8 decembrie dimineața după ora 9.30, și 10 decembrie, după amiaza, axa celor două case ale sănătății, Va evolua sub semnul aceluiași mecanism astral, aceeași opoziție între Uranus și Marte, chiar dacă nu mai este la gradul strâns din săptămânile trecute. Confruntarea celor două planete aflate la antipozi va fi resimțită de unele organisme. La nivel endocrin, pe de-o parte, iar pe de altă parte, ca formă de manifestare a organismului în sine, care va funcționa în salturi, cu momente bune, chiar foarte bune, și cu momente de oboseală, de abandon, de slăbiciune, apoi iar revigorare și tot așa. Aceste fluctuații au o bază hormonală, dar au și o bază legată de mecanismele care se produc de-a lungul unei zile în mintea unui nativ în funcție de solicitare. Acolo unde le face plăcere și activitatea este interesantă, se implică, se dedică, se consumă, acolo unde lucrurile sunt de ordinul rutinei, banalității sau exasperării, ei le amplifică și sunt și mai supărați și mai enervați decât ar fi motivul real. De exemplu, să spele farfurii sau să facă curat în casă cu aspiratorul. Ei bine, nu e lucru cel mai plăcut din lume, dar pentru ei va fi o tortură, un chin, o nemulțumire și se voi văita de 10 ori mai mult decât s-au văitat în alte momente. Hipertrofiază aceste momente negative ca și cum întregul lor organism este um, afectat de faptul că ei trebuie să spele farfurii. Lucruri mărunte care însă dau peste cap în chip disproporționat o stare interioară din punctul de vedere al relațiilor de la locul de muncă posibile schimbări, posibile răsturnări de situație, evenimente care schimbă datele problemei și care intră în contradicție cu puternica dorință celor născuți în săgetător de a menține un statu quo, de a se păstra sau de a evolua în continuare în aceeași funcție, în același statut, cu aceleași atribuții, cu același orar, în aceeași clădire, cu același salar, cu aceiași colegi. Să nu se schimbe nimic. Pentru că orice schimbare, în acest moment, li se pare că reprezintă un atentat la echilibru interior sau că îi va dezavantaja. Din această perspectivă, nu se poate spune că schimbările care ar veni și cred că vor veni, nu se vor face cu stres și cu consum de energie. Sigur că îi va pune în situația să se adapteze la nou și să nu o facă cu ușurință și nici cu plăcere, ori chiar să se revolte, ori să dorească să își croiască alt drum pentru că acesta care le este impus îi se pare abuziv, nedrept, limitativ sau imposibil de acceptat dacă se asociază și cu o minimalizare a veniturilor salariale. Între 10 decembrie după ora 19 și 12 decembrie, posibile dialoguri, întâlniri, destinse, mai puțin profunde și responsabile și dedicate și concentrate pe un subiect, multe divagații, Multe conversații de dragul politeții sau al imaginii sau al impresiei. Uneori se vor învârti în jurul subiectului, vor face tot felul de glume și piruiete, numai ceea ce este esențial nu va fi abordat și rezolvat. Pe 12 decembrie se va produce luna plină în gemeni, pe această casă a șaptea nu va aduce o influență în plus sau o schimbare de statut față de cele pe care deja le-am conturat. În schimb, va influența chiar foarte puternic casa întâi, controlată de Zodia Săgetătorului, unde se află în tranzit soarele, firește, care este parte componentă activă în realizarea acestei faze de lună plină. Și atunci putem vorbi despre un moment în jurul datei de 12 decembrie, când săgetătorii pot trece prin momente speciale, schimbări, trăiri, convingere, reacții, ipostaze, de tot felul. Unele privesc interioritatea lor, altele privesc persoana în relația cu familia, cu soțul, cu copiii și alte ori poate să fie vorba de ipostaze publice. Cel mai important este aspectul fizic și latura minterioară. Cum trăiesc, cum o duc, ce cred, ce vor, cum se simt. Pe fond, lucrurile sunt bune. Soarele este în zodia lor, este un factor puternic, energizant și consolidant. Le dă motivație, entuziasm, convingere și le sporește, intensifică caritățile genuine, cele care sunt specifice zodiei. În plus, din 9 noiembrie, soarele nu este singur. Alături de el va evolua Mercur. Nu pentru mult timp, pentru trei săptămâni. Mercur în săgetător este o poziție excelentă, le dă bună capacitate de a vorbi, gândire rapidă, orientare rapidă, atașamente față de lucrurile mărunte sau specularea unor ipostaze de o clipă, de un moment, în beneficiu personal. Prind ultimul tren, se prind, cum se zice, într-un limbaj uh, al tinerilor. S-au prins că ceva merge bine și se duc și ei. Valorifică, pun în aplicare, speculează, cum spuneam adineauri, acele ipostaze și au un câștig, o satisfacție, un beneficiu, un noroc, o șansă. Moment bun pentru... Toate activitățile publice sau pentru activitățile care le permit să se deplaseze, să umble, să circule, să călătorească, să facă sport, să aibă contact cu oameni din locuri străine modului lor de viață curent, din alt oraș, din altă țară. Posibilitate de a gândi la propriul lor rost în viață și destin, foarte atent, foarte motivat și cu foarte multă rapiditate. Fără blocaje interioare, fără momente de suspin, și cu o foarte bună capacitate de a identifica adevărul, utilitatea, logica și raționamentul unor posibile decizii. Din 13 decembrie, moment. aș putea să-l denumesc critic sau dificil, pentru că așa arată pe hârtie din punct de vedere financiar. S-ar putea să nu fie chiar așa. S-ar putea să fie doar pentru unii. Contextul nu are cum să nu fie complicat pentru că este luna în Rac, o lună puternică, în tranzit cu patru planete, în Capricorn. Luna va fi alături de sensul vieții și atunci poate să fie vorba de un moment important care pune în discuție o chestiune de natură materială. Alteori poate să fie vorba de o chestiune de viață care este legată de veniturile salariale. Fără salariu nu se poate. Sau agravarea unei situații pe fondul unor bani care nu vin, pe fondul unor blocaje care nu permit intrarea în posesia unor sume cuvenite, nu neapărat moștenire, pot să fie bani împrumutați, pot să fie tot felul de situații care presupun că lor trebuie să li se dea transfere, pună în cont, să li se pună bani în mână. Și cu acești bani să rezolve niște probleme. Și totuși, aceste planete, care sunt destul de multe, sunt planete grele de destin, sunt într-un semn al lentorii și întârzierii sau chiar al amânării și interdicției de moment, nu permit aceste rezolvări. Oricât ar forța, oricât ar încerca, oricâte artificii ar pune în aplicare, totuși lucrurile nu merg sau merg extrem de lent sau ceea ce declanșează un efort uriaș este mult sub ceea ce trebuia să se petreacă. Primesc mult mai puțin, primesc o fărâmă, o fracțiune din suma întreagă cuvenită. De aici și o serie de dezamăgiri sau de revoltă sau chiar spaimă de viitor sau înfuriere pe toți și toate pe instituții, pe oameni, pe prieteni, pe dosarul însuși, pe... Uh... Cei care lucrează la proiectul respectiv și nu-și pun semnătura, nu pușta pun stampila. De aici și nemulțumirea sau revolta că nu pot face multe lucruri și că, oricât încearcă și forțează nota, se lovesc de bariere. Unele sunt bariere umane, altele sunt instituționale, altele sunt interdicțiile juridice sau amânările sine die de-a dreptul absurde și nemotivate.